primul rând aș vrea să vă felicit din nou pentru un eveniment în care sala e plină, cu oameni care sunt chiar interesați de subiecte. Pentru Telecom, interesul e maxim pentru astfel de evenimente. Noi le privim ca și ca niște evenimente în care reușim să educăm piața, în care să arătăm ce aducem nou, cum putem să ajutăm business-urile să evolueze. Mi-a plăcut interesul participanților, ca de fiecare dată de altfel, și cred că e un lucru foarte bun. Echipați participanții la evenimentul de astăzi pentru ceea ce va urma din punct de vedere al companiilor digitale? E greu de spus. E un proces îndelungat, așa cum am menționat și în cadrul panelului. Cred că este un proces în care și noi, actorii de pe piața Telecom, avem un rol foarte important de jucat, în care noi trebuie să arătăm ce putem aduce, să convingem companiile că soluțiile noastre pot ajuta și în același timp să aibă încredere că ceea ce furnizăm este sigur pentru afacerile lor și relevant. Cred că cei participanți, având în vedere întrebările pe care le-am avut din public, reflectă ceea ce spuneam eu în cadrul discursului, reflectă zona de sus a mediului de business. Avem foarte mult de lucrat și la zona de jos, la afacerile slab digitalizate, pentru că trebuie să recunoaștem că România încă suferă în zona de business la nivelul digitalizării. Dar este un proces pe care ne-l asumăm și în care suntem implicați foarte activ.